Primarul Bogdan Ștefan a fost prezent astăzi la ziua de naștere a unui localnic din orașul Băbeni, care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Marin Mastraghin va fi premiat de către administrația locală în acest weekend în cadrul festivalului Izvorul Dorului cu o diplomă de onoare și suma de 5.000 de lei. Mă dezamăgești. Pe bicicleta unde e? Unde e bicicleta? Nu mai. S-a terminat cu bicicleta. Nimic nu mai merge. Hai că repede pe dată. Domn primar și găsesc ce să întrebați. Așa pentru de început. Să trăiești numai bine, să-ți dea Dumnezeu sănătate și la anul să ne întâlnim tot așa. Da? Așa. Ne întâlnim din an în an. Da? Hai să știți, o fi la o gustare mică. Părinte, să bem mai bună pentru anul. Am pentru fiecare păi nu, an. Să învechește, părinte. Le bem la 14 la anul, de-aia trebuie să o bem acum. Mai des, așa, că nu se știe, nu poți fi palta. Cum te simți? Nu prea bine, nu. Nu, eu nu mai pot mai plec de acasă. Să vă spun că chiar mi-a amintește cu chestia asta că nu mai pot pleca de acasă, pleca cu motocicleta, pleca cu bicicleta. Un om activ, un om tare activ. A avut grijă de noi toată viața, ne-a îndrumat pașii spre ce e bine și eu îmi doresc de acum încolo multă sănătate, fericire, Doamne ajută! O recunoștință de partea Ministerului Apărării, diploma de onoare, domnului locotenent colonel în rezervă, în retragere, Marin Mastraghin. Doamne ajută! Semn de recunoaștere. Merită acest om. Iar noi ne mândrim că l-avem aici în Băbeni. Eu îi zic feciorul Băbenului. Da. Și acolo ce nu mai avem? Da, tot de la ministrul apărării, la domnul Vasile Dâncu. Da, felicitări. Felicitări, Doamne ajută.